Doamnă președinte, domnule ministru, stimați colegi parlamentari, domnilor primari, stimați reprezentanți ai presei, dragi colegi, bună ziua! Trebuie să încep prin a transmite și eu felicitări domnului primar pentru funcția în care este ales, cea de președinte, și, bineînțeles, felicitări echipei din biroul de conducere. Felicitări tuturor! Stimați colegi, sunt convins de faptul că locuitorii municipiului Botoșani nu au niciun regret pentru faptul că în anul 2020 au investit cu încredere această echipă tânără și l-au votat pe domnul Costin Andrei în funcție de primar al municipiului Botoșani, și pentru că alături de domniile voastre am urmărit raportul de activitate și am văzut o sumedenie de proiecte și de realizări foarte importante. De aceea, felicitări încă o dată, domnule primar, și să țineți tot așa. Și așa este normal să se întâmple atunci când ești în fruntea unei comunități. Trebuie să ții cont de interesul comunității, trebuie să ții cont de ceea ce vor oamenii, de așteptările lor, trebuie să ții cont de dezamăgirile lor și, foarte important, să ții legătura permanent cu aceștia. Iar domnul Costin Andrei, am văzut că face foarte bine acest lucru. Încă o dată, felicitări!